Mai bine de jumătate din startup-uri nu ajung să aibă succes pentru că nu au bani, dar sunt o grămadă de surse de finanțare pentru afaceri. Eu am găsit 10 surse de finanțare care sper să te ajute să îți construiești bugetul de startup. Salut, salut! Aurel din Bacău are o nouă întrebare pentru mine. El a început de drum și vrea să știe care ar fi sursele de finanțare pentru afacerea lui de la început. Are o idee bună, genială, zice el, și nu știe de unde să strângă bani. E bine, Aurel, eu am identificat în toți acești ani mai multe surse de finanțare, însă 10 sunt chiar importante și chiar la îndemâna fiecărui om care e la început de drum. Așa că mi le-am notat ca să fie ușor și vreau să le iau pe rând, să le înțelegi foarte pe scurt și apoi să-ți faci o listă să vezi câte dintre ele folosești și câte poți să folosești după ce urmărești acest video. Prima dintre ele este din surse proprii, adică din ce ai tu, ce poți să vinzi, ce lucruri ai în asset-urile tale personale și ai putea să le valorifici. Aici intră chiar și o vânzare a lucrurilor pe care nu le mai folosești în casă. Să strângi toți banii pe care poți să-i strângi tu din rezervele tale sau prin vânzarea unor lucruri de care nu mai ai nevoie. Al doilea este zona de descoperire de card, adică dacă tu ai un mic salariu pe undeva, poți să ceri un card de credit. Adică un fel de credit personal cu care poți să-ți pornești o afacere. Acum băncile dau până la 80-90 de mii de lei pentru un salariu destul de modest, așa că ar fi un buget pe care ai putea să-l folosești la o dobândă foarte mică. A treia sursă ar fi de la cei 3P, cred că știți, prieteni, părinți și alți proști. Alți proști pentru că la început trebuie să fie proști ca să ne dea banii, pentru că nu știm să spunem exact ce facem și nici măcar nu știm să le spunem când le dăm bani înapoi. E o terminologie în antreprenoriat în care aceștia sunt primii trei pe care noi îi forțăm cumva să intre în afaceri cu noi. Le spunem încântați ce idee genială avem și ei, fără să înțeleagă prea bine ce facem, dar iubindu-ne mai mult decât înțelegându-ne, ne împrumută cu aceste sume. A patra formă de colectare de bani e de la cunoștințe mai bogate care au apetit antreprenorial și apetit investițional în startup-uri. Oamenii care au bani își plasează banii în mai multe zone. Unii își plasează banii în bănci, alții în fonduri de investiții, alții în, asset-uri, clădiri, aur și alte forme care le oferă un return of investment, adică niște bani la final de ciclu. Afacerile la nivel de startup sunt mult mai profitabile, ar trebui să le dea o dobândă mai mare și unii dintre ei au și apetit pentru astfel de investiții. Trebuie să-i găsești, să-i cauți și să fii în stare să le spui exact ce afacere ai. Și în afară de faptul că le spui ce afacere ai, trebuie să înțeleagă că banii vor veni sigur înapoi și tu poți să le dai un fel de dividende mai atrăgătoare decât ce ar prinde la bancă. A cincea ar fi împrumuturi la bancă cu anumite garanții imobiliare. Adică dacă ai ceva, un apartament, o casă sau alte lucruri care pot fi gajate și afacerea ta e mai mare, vei avea nevoie de o finanțare mai mare, de câteva, nu știu, 10.000 sau poate 100.000 de euro pentru startup. Și atunci va trebui să vii cu niște garanții și asta e o formă suplimentară prin care tu poți să fii sigur că ai tot bugetul necesar. Acestea au fost primele 5 surse de finanțare la care tu poți să ai acces. Mai sunt încă 5 în episodul următor, nu-l rata. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe, mai am o grămadă pregătită pentru tine, o să-ți placă!